Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Găzduia un crocodil. Crocodilul, o să vedem imediat ce s-a întâmplat cu el. În locul lui a apărut o geantă din piele de crocodil. Vorbim despre London Zoo, cel mai vechi parc zoologic din lume, deschis în scopuri de cercetare prin 1828. Wow. Așa. E bine, acolo, în spațiul destinat crocodilului siamez. Știai că există crocodil siamez? Nu, poate avea un frate, da, pe care l-a mâncat sau ce. Da. Specia aflată pe calea de dispariție a fost pusă o geantă din piele de crocodil. Geanta a fost confiscată de poliție și de frontieră din Marea Britanie de pe un aeroport din Londra și a fost predată grădinii zoologice pentru evidența impactului pe care îl are comerțul ilegal cu animale sălbatice, spun jurnaliștii de la BBC. Este un mod inedit de a atrage atenția, cum ar fi să te duci aici la grădina zoologică din Băneasa din București și în locul nu știu ce animale mai sunt pe acolo. Spune eu, în locul jaguarului să fie o haină din aia cu animal print, știi cum se mai purta, da. Exact. Oricum animal printul se poartă în draci, am văzut toate doamnele, toate domnișoarele sunt îmbrăcate în animal print, dar mă rog, e doar nu mă pricep, dar știu că n-ai nevoie acum azi de geantă de piele de nu știu ce. Da. În fine. Nu mai fugi după jaguar să-i dai blana să-l pui pe tine. Da, mi-am adus aminte de un banc, să nu se supere polițiștii, e un banc din înainte de 1989. Așa era cu polițiști, erau cu milițieni la data respectivă. Polițiștii și crocodilul sau cum? Da, cu cizmele de crocodil. Știi? Yeah. Că înainte de 89 a fost o perioadă așa la jumătatea anilor 80 când erau la modă cizmele de crocodil. Că erau ele făcute din piele de crocodil sau așa se numeau, mă rog, asta era ideea. Și a apărut următorul banc. Că șeful de la miliție a vrut și el niște cizme de crocodil și a trimis o echipă în Egipt. Ăia după o lună de zile au dispărut. A trimis a doua echipă, n-au venit nici ea, să duce a treia echipă și găsește pe ăștia patru dinainte, care stăteau pe malul Nilului, îi prindeau câte un crocodil, îl ridicau, se uitau la el și ziceau, nici ăsta n-are cizme, lasă-l jos. Aoleu, o să plec din radio pe la ora 3 după miezul ăsta, să uite poliția, rutieră, bancul, sau mă rog, poliția în general. Suntem și vis-a-vis de aici. Îmi cer scuze la domnii polițiști, așa era bancul pe vremea aia, între timp lucrurile știți că s-au mai aranjat, s-au mai îmbunătățit. Între timp merge treaba mai bine. Între timp stă crocodilul și ridică patru polițiști. Da. Mai avem ceva frumos de spus în dimineața asta. Trebuie să mai tragem de timp până la 9 și 55 de minute. Bănuiesc că știi de ce. Da, știu. Așa. Cineva ne spune că e crocodil Siam liniuțez, adică e din Siam, din Cambodgia, cred că vrea să zic. Sau că, Siam X. Siam X. Deci, da, acolo sunt, asta e foarte urât în zona aia Cambodgia, Vietnam, sunt ferme de crocodili, știi? Am văzut cu ochii mei chestia asta. Cum avem noi fermele de pui, așa. Așa și ei, doar că la crocodil. Și cresc cu sutele și sigur că sunt magazine întregi unde se vând genți și cizme de crocodil, cum ar fi. Și nu sunt fake-uri. Nu sunt fake-uri, sunt de acolo, da. Nu e, să pune, e crocodil de ăsta de cultură. Probabil că cine e specializat în de-astea, zice, bă, nu e. Dacă te duci așa pe șoseaua Colentina spre Fundeni, încolo, o să vezi un complex comercial care are și chestii de-astea de crocodil. Ce vrei tu, chiar și crocodil? Chiar și crocodil, cred. Vorba că unor, vorba unor prieteni de-ai mei din Republica Moldova, Basaraben, cum ar veni, au zis, blea, și vrei tu de pe lumea asta noi putem să-ți adușim? Chiar și un tank, dacă vrei, ți-o dă din Republica Moldova. Toată treaba e că trebuie să știi să-l montezi, voi, că altfel nu-l putem trece. Deci cam așa e și cu complexul ăla. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.